Vara aduce o mulțime de fructe și legume delicioase și benefice pentru sănătate, iar luna iulie este un adevărat răsfăț atât pentru papilele noastre gustative, cât și pentru întregul organism. La piață, micii producători așteaptă pe clienți cu standurile pline de fructe și legume de sezon. Cumpărătorii spun că în această perioadă prețurile sunt mai mari decât se așteptau. Cum vi se par prețurile la fructe în această perioadă? Cam scumpe în această perioadă, scumpe. Mere nu găsești alea 7 lei kilo de mere. Ați observat o creștere mai mare la... Dacă ați observat o creștere la legume, la fructe? Și la legume și la fructe. Cireșele, dacă v-ați uitat, la ce preț le-ați? Cireșele la 14 lei. Am văzut și cu 16. Vi se par scumpe pentru această? Cam da, ar putea să fie 10, 9. Cum vi se par prețurile în această perioadă, la legume, la fructe? Scumpe, foarte scumpe. Deocamdată, nu știu cât va dura, dar... Asta e situația. La ce legume sau la ce fructe ați observat o creștere mai mare? Cred că la majoritatea sunt ridicate prețurile. Asta e, vom vedea. La vinete ați observat prețurile, cam la ce preț se învăță? Nu prea m-a interesat așa mult vinetele, dar văd că sunt deja, acum în perioada asta ar fi trebuit să fie, deci la 2 lei, 2 lei 50. Prețul unui kilogram de roșii este cuprins între 2,50 lei și 6 lei, un kilogram de vinete costă 4 lei, un kilogram de caise costă între 7 și 9 lei, iar un kilogram de afine costă 20 de lei.